Bună dimineața, prieteni intergalactici, am glumit, mă, virtuali. Ieșim după A2, intrăm pe A45 în direcția Frankfurt. Frankfurt am Main. Cu 4 obosite de vaci și periculoase și sălbatice. O să descarc unde am mai descărcat în mai multe videouri acolo. Mă rog, nu am fost până la om cu video, cu filmatul. Și după o să mergem în continuare spre Luxemburg. Nu chiar în Luxemburg, am spus înspre, tot în Germania, să încărcăm ceva viței pentru firma și mă întorc înapoi. Deci am, cum să spun aici în Germania, Tagestur. Am fost puțin absent, eu nu pun amprenta așa pe mare, pe YouTube, să zic, nu cred că o să reușesc vreodată să câștig eu din YouTube sau nu mă dau peste cap să am nu știu câți abonați și care vrea să aboneze la mine foarte bine, care nu, noroc bun și cu asta basta. Deci eu nu o să, bine, o să fac așa ceva scurt, nu o să calc pe cadavre sau minciuni sau fel de prostii să Hai pe YouTube. Bine că o să mai pun așa diverse chestii, dar nu pot să-mi pun chiar toată viața pe YouTube. Pentru că, sau să dansez după cum cântă alții. Mie dacă mi s-a părut ceva așa cât de cât interesant și așa am editat și așa, l-am pus acolo, dacă nu, la revedere. Deci trebuie să mai învăț și de viața mea. Am fost în concediu. M-am relaxat puțin, să zic, și asta e. Bun. Am văzut că m-a promovat și cricul.ro. Mulțumesc, Alex Ciocan. Nu-l cunosc personal, dar așa din comentarii și una alta, mi se pare un băiat ok. Și mi-a dat și o idee să vorbesc puțin și de bănuții, nu pe care îi câștig eu, care ar putea să îi câștige sau care îi câștigă un șofer la transportul de animale vii. Mă uit aici că nu știu la asta, dacă nu sunt obișnuit cu ea, Scania, care am făcut odată un clip cu ea, cu pilotul, cu habar n-am, ia stai să vedem cum se pune pilotul. Băi, e nebun. Aici. Asta nu avem frână de urgență, nu își ține distanța față de autovehiculul din față, trebuie să fiu atent. Fiind obișnuit cu celălalt camion care merg permanent, să nu facem vreo nefăcută. Bun. Păi, ce se întâmplă? De bani. Eu zic că se câștigă foarte prost, bine și foarte bine. Adică depinde de tine ca om. Depinde mult și de limba pe care o vorbești, germană. Pentru că mai dai un telefon, mai sun, mai ții legătura prin telefon, mai cu un coleg, mai cu șeful, mai cu mai multe chestii. Eu când am venit prima oară, am venit din Franța. Am o
odată povestea cu Spania, o să povestesc cu Austria, Franța și după Germania. Am fost în 4 țări. Am venit din Franța. Vorbit cu neamțul ăsta, mă rog, a spus că îmi dă prima lună 1200, n-am avut luna completă, mă rog, am venit, bă, am zis 1200, n-am mers pe camion decât în școala de șoferi, zic, na, cât de greu o să fie, sau, am venit, m-am uitat când am văzut camionul, fai, mamă, mamă, ai văzut când intri într-un garaj și o mașină băgată mică, mașină mică, da? Ți se pare mare acolo, mamă, uite ce capotă. Dar când era camioanele astea două cu remorcă, bine, celelalte vechi, dar mă rog, așa în garaj unul lângă altul, în hală, și te uitai pe lângă ele, mamă, mi s-a zvârlit pielea în cap, părul în cap. Și am acceptat, adică 1200 prin la lună, omul mi-a zis, eu tușeam cât de cât germană, cât de cât. Mi-a spus că îți dau 1200 prima lună și salariul o să crească. Era problema e că până să vin eu și colegul meu care era român, că prin intermediul colegului meu am venit, pusese nemți, ruși și oamenii erau plătiți la oră. E, însă colegul meu a discutat la salariu, am venit la salariu. Eu fiind obișnuit, lucrând în construcții înainte și fiind obișnuit 8-9 ore, maxim 10 câteodată, s-a rușit, bă, frate, păi plecăm de aici dimineața la 20, mai veneam acasă seara, eu știu, la 6, 7, 8. Bă, mamă, când am văzut, zic, Doamne, mamă. Bineînțeles că, mă rog, între nu erau chiar toate zilele la fel. Am învățat. Nu eram ăla venit direct din școală. Știam și eu de ale șoferii, da? Mai mersesem cu camioane de-astea de 5 tone. De... Și... Da, mă rog. Ca să spun așa, într-o aia bună, mă descurcam mai bine ca colegul meu. Era vorba că până acum, vreo două luni, transportatorii de șoferi de transport animale vii, în 100 de kilometri, așa rază, puteai să mergi fără card. E, hai să vezi noi pe lângă ăștia, că ăștia ies aici, în dreapta, pe A40. Și prin chestia asta, puteai să conduci aproape non-stop și făceai ore la greu. Însă degeaba făceai ore la greu dacă tu erai plătit la salariu. Mă rog, și mereu eu veneam, băi frate, nu-mi convine. Zic, uite așa, așa, păi ce fac? A, păi nu, pac, 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 că-ți mai pun 200, că-ți mai pun 200, că-ți mai pun 300. Și așa am ajuns la un salariu bun. Deci un salariu foarte bun, chiar pentru mine, să zic. În schimb, de azi în două săptămâni o să închei activitatea aici la firma asta, o să plec la altă firmă, cu totul și cu totul în alt domeniu. Am fost acolo o zi în probă, nu probă, am vrut eu să văd cu ce să mănâncă. Și am comparat ce fac eu aici și ce fac acolo. Ce fac eu aici și la banii care câștig eu aici, care eu sunt mulțumit, câștig puțin. Deci câștig puțin. Eu am mai stat cu nemții de vorbă, adică cu șoferii nemți la animale. Și spuneam, bine, că nu o să spună, rar sunt care spun cât câștigă ce și cum, într-adevăr. Dar
mi-a spus un băiat care e tot așa de seama mea, nevastă să e polițistă și el lucrează, bă frate, dar el adică pleacă și doarme în camion 2-3 zile, o săptămână. Și zic, băi, Xulescu, zic că tu ești mulțumit, așa. Și a spus, băi Mariane, dacă nu eram mulțumit, cum mai mi-am făcut eu casă? Adică și-a construit casă nouă. Cum? Că să-ți faci o casă nouă aici în Germania, cel puțin, chiar dacă ai rate la bancă și chiar dacă faci rate la bancă, trebuie să ai și bănuți ca să faci, ca să plătești creditul respectiv. Să faci o casă nouă, cel puțin 200-300 de mii de euro. Și omul mi-a dat de înțeles că e foarte mulțumit și câștigă. Și sunt mulți șoferi nemți. Deci, na. Și mie unul nici nu mai îmi convine așa, că mai dorm eu noapte, două. Acum de vreo câteva luni chiar nu prea mai dormit în cabină. Dar pentru cei care vor să înceapă sau să înceapă să vină așa de la, chiar dacă e șofer pe comunitate sau nu știu, inflamabil sau eu mai știu ce, adere, nu, să spune. Așa, nu e chiar atât dracu de negru. Să câștigă bine, dar trebuie să ai și norocul și firma la care vii aici. Unii plătesc bine, unii plătesc prost, unii li se perindă șoferii, ca schimbă șoferii ca pe butelie, schimbă, mă rog, șoferii pleacă. Dar na, e puțin riscant, periculos. De-aia și spun că acum, după ce am văzut în alte domenii, ca șofer, în alte domenii, adică, poate mulți spuneți, ce domenii, că șoferi profesionist e la fel. Da, da, uite, șoferul profesionist pe camion, care lucrează la ăștia, la să face curat, vine cu aspiratorul pe stradă. Ăla, practic, e cu totul și cu, el face cu totul și cu totul altceva. Ăla care cară diesel, la fel, motorină. Nu e același drac cu ce fac eu, adică transportul animal. E puțin periculos, trebuie să fii atent, mai găsești câte un taur din ăsta mai nervos, dar nu numai taur, și un vițeluș așa mai mic. Mi-a dat odată un picior, mi-a rupt asta. Dar am văzut stele verzi. Și fraierul de fermier mi-a zis, a, păi știi cum se numește asta, la box era K.O. Bravo, am crezut că mor acolo pe câmp, în gură cu animalele lui cu tot. Și faci, adică asta e o legătură sau să câștigă, eu zic că să câștigă mai bine ca, nu știu, să fii șofer la palet sau mă, e, ce nașpa, nu ai un program fix sau fix cât de cât, poți să încep seara la 10, la 12 noaptea, la 1, la 2, la 3, la 5. Deci programul e, adică tu n-ai program. Și eu înțeleg treaba asta, nici nu poți să, poate firmele mari să aibă un program pus bine la punct, dar eu înțeleg treaba asta, pentru că dacă ai 2-3 încărcări și tu dimineața la 8-9 trebuie să fii la abatorul din Stuttgart, spre exemplu, și tu ai 5-6 ore până acolo numai de condus. Îți dai seama, trebuie să-ți calculezi și pauze, trebuie să-ți calculezi timpul de încărcat, dacă ai 3 încărcări, pe acolo manevre, nenorociri, că, na, nu te duci pe asfalt, tragi la rampă și încarci cu liza. Dai de vreun taur care nu vrea să urce, de un animal, de vreo vacă. Da, mulțumesc. 4 km stau. Și da, trebuie să-ți calculezi toate astea și
e timp, trebuie să încep de vreme. Acolo ajungi, acolo, oriunde, la orice abator ajungi, la fel stai la rând, descarci, după aia stai la rând la spălat, speli, spălatul, cea mai, să zic eu așa, iarna, nu chiar, sau toamna, sau primăvara, când e așa mai răcorică sau ploaie, dar când e soare, vara, și să usucă, mizeria aia te trebuie să umezești, e puțin mai complicat. Bine, eu am peste 5 ani, m-am obișnuit, așa să zic, am trăit și la țară, sunt copil de la țară, băiat de la țară, sau... Adică sunt obișnuit cu animale, cu... Că am ajuns, spre exemplu, am fost pe la unii care... Nu încăpeam, aveam animalele în remorcă și nu puteam să intru la ei în curte sau... Băi, frate, ia și leagă remorca cu tractorul. A, păi nu știu, mă descurc remorca mare. Dă-mi cu amă, trac, păi știi tu... Îi spuneam, dă-mi cu a tractorul că mă urc eu pe el. Păi știi tu cu tractorul? Zic, mamă, la vreo câțiva am făcut treaba asta. Hai să mergem cu 60, e 60 aici. Am deviat de la subiectul cu câștigul, câștigatul, cu cașcavalul. Deci nu e că ar fi de fugit sau să câștigă bănișori. Dacă nu câștigam, probabil nici nu stăteam atâta timp. Dar trebuie să te informezi dinainte și să nu accepti toate chestiile care ți se par puțin bizare, să nu accepti, că după o să-ți pare rău. Păi ce soare, las că e bine că se mai încălzește, că a fost un frig. Asta e prin navigația mașinii care mă atenționează acum, nu e navigația asta. Mai sunt radare pe aici. Mi-a venit o amendă, dar nu știu de unde m-a luat. Nu știu unde m-a luat. De 25 de euro. Eram în concediu și mi-a trimis poză șeful. A, Mariane, să o plătești. O plătesc, prietene, stai liniștit, o plătesc, nu e problemă, dar fiind în momentul de față singurul șofer aici, pentru că celălalt e în... Este bliță? Nu. Fiind în concediu, nu concediu, mă. Cum mai ba să spunem, mă? În șomaj. Bă, frate, singurul șofer cel pentru 25 de euro. Bă! Și mai multe chestii din astea mi s-a adunat la un loc. Adică eu mai închid ochii la unele chestii, știi? Și el pentru o amendă din asta nici n-ar fi trebuit să-mi zică, trebuia să-mi zică, vezi că ți-a venit o amendă de viteză, Marian, dar ai și tu grijă sau ceva de genul, da? Mă rog. Odată, în primul an când am luat eu Actros-ul nou, când mi l-a dat, el încerca să te facă să mergi mai mult pe drumurile, pe Landstraße, cum se spune aici, să nu plătești maut, adică să nu plătești autostrăzi, să nu plătești drumuri. Din vara anului trecut s-a băgat și aici taxe. Sunt niște stâlpi așa cu albastru, cu mai mult senzori și camere. E, ăia, alea stâlpei respectiv nu e radar, nu este cameră de radar. Alea sunt doar atât, citește numărul și astea să vadă dacă ai ceva plătit sau dacă ai aparat din ăla pentru maut.
să îl plătești drumul respectiv. E, și mai mergeam pe drumuri din alea, mai evitam așa unde era de evitat, autostrăzile, mai nu știu ce. Și mi-a venit o amendă de 15 euro sau 22 euro, nu mai țin minte. Și mi-a dat-o în primul an când eram la el, dacă nu mă înșel. Mi-a dat-o când mi-a dat amenda aia de 15 euro. 15 euro cred că era. M-am simțit așa, nu știu, bă. Adică nu știu unde stau varele. Eu o iau pe colo, pe colo, pe colo. Adică ca să nu-ți fac maut, să nu-ți fac bani la aparatul ăsta. Aparatul ăsta acum e totuși cu totul altceva. Înainte puteai să vezi câți bani plătești, câți bani îți ia. Și tu îmi dai o amendă de 15 euro să plătesc. Păi stai puțin, frate. Am luat-o, am plătit-o și am spus, zic, băi, frate, zic, uite așa, 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 câte fac eu pentru tine. Zic, păi, și tu vii cu 5, zic, ce, a, Marian, băi, și până la urmă a venit și mi-a băgat bani. Zic, nu mă lasă oricum, a venit și mi-a dat bani la ce i-am zis eu. Dar chestiile astea se adună și te lasă așa, puțin, cum să spun eu. De a spun, nu numai în meseria asta, transport de animale, șofer de animale sau la animale, cam pe peste tot, aici în afară, deci să fii atent, să fii atent la contractul de muncă și ce vorbești, patronul, stau. Că ei, când aud de România, le bag într-o oală pe toți, dacă înțelegeți ce vreau să zic. E, vreau să mai fac aici o paranteză. La firma unde o să merg, am spus că am fost o zi în, așa, să văd eu cum este. Deci de-aia mă ocolea navigația, cred că pentru ștaua ăsta. Da, cum este, și am mers cu un neamț acolo și am tot vorbit, stând toată ziua, am vorbit cu neamțul ăla. Vă știți ce mi-a zis? Și că eu, da, așa, când mergeam înapoi înspre firmă, când auzeam, când aud, a zis, când aud de român, de bulgar, de, și că parcă aud, a zis că nu mai dă penale, așa e o Verbrecher, și că nu mai penale, așa, zic, da, cum mă sună, că prostituție, furăciune, droguri și nu știu ce mi-e numera el acolo, știi? Și a zis că tu, și mi s-a mai spus treaba asta, tu ești altfel, că acum mi-am schimbat așa părerea, că nu-mi vine să cred. Când auzeam de român, a zis că, na, zice, am explicat omului că peste tot probabil sunt și oameni din aia și de aia, dar îți dau dreptate, că na, i-am zis, îți dau dreptate. Mai cunosc și eu, mai cunosc. Știu și eu despre ce e vorba. Și dau dreptate omului, na. Când auzea de român sau, eu știu, bulgar, dragi, era mai restrâns, mai retras, mai, nu știu. A zis că, da, că mi-ai lăsat o impresie foarte bună, că nu știu ce, nu știu cum. Da, deci așa că o să închei aici, sunt și în ștau, să mă bucur de ștau ăsta. Aveți grijă unde vă duceți, ce semnați și ce vorbiți. Am auzit pe mulți că sunteți sclavi pe aici până afară.
Bă, frate, eu zic că mult și-ar dori să fie sclav cum sunt eu, că mă știu cel mai bine pe mine. Eu zic că mulți și-ar dori să fie sclav cum sunt eu. Și cu asta am încheiat. Vă salut și numai bine!